Trei vedete cu nume de largă rezonanță din lumea filmului și muzicii și-ar putea teoretic da întâlnire anual pe 18 decembrie pentru aniversarea zilei lor de naștere. Pentru a nu prelungi suspansul, spunem Steven Allen Spielberg, 1946, Cincinnati, Ohio, William Bradley Pitt, Oklahoma, 1963 și Christina Maria Aguilera, 1980, New York. Despre mezina grupului nu trebuie omis faptul că a debutat la 19 ani cu albumul numit Christina Aguilera, care s-a bucurat de un larg succes comercial. Trei dintre piesele albumului, printre care și Come On Over, au ocupat prima poziție în prestigiosul clasament Billboard Hot 100. Spielberg, cineastul magician cu minte de businessman și suflet de copil, a iubit de mica șapte artă, realizând la 12 ani primul său film, un western de 8 minute numit The Last Gun. La 14 ani, devine realizatorul filmului de război cu durata de 40 de minute, Escape to Nowhere, Pentru Brad Pitt, cariera de actor începe cu câteva filme de televiziune, serialul de mare audiență în România, Dallas, fiind unul dintre ele. Catalogat ca fiind unul dintre cei mai atrăgători bărbați din lumea filmului, Brad Pitt a devenit celebru la jumătatea anilor 90 prin interpretarea rolurilor principale din Interviu cu un vampir, Seven sau 12 Monkeys. Strania poveste a lui Benjamin Button este o peliculă realizată în 2009 care îi pune de asemenea în valoare calitățile actorului american. Poveștile cu dinozauri și extraterestri au încântat și emoționat spectatorii care au urmărit filmele lui Spielberg, celebru deja pentru filmele sale de aventuri ori SF, precum Jurassic Park sau E.T. Până la eventuala întâlnire a celor trei vedete, pentru petrecerea aniversară, vă sugerăm să petreceți dumneavoastră cu muzica Cristinei și urmărind filmele celor doi actori și producători americani. Restul privitor la invocata reuniune depinde doar de ei.